Playu.ro prezintă Ești online? Fresh, dă-i cu play! Bun venit în lumea noastră! Salut, salut și bine v-am găsit la pauza de seriale, episodul al doilea din sezonul al doilea. Ca de obicei ne uităm mai întâi la ce a apărut nou săptămâna aceasta și la final facem o nouă recomandare. Bun venit în lumea noastră! Săptămâna aceasta pe 19 a avut premiera cel de-al 11-lea sezon al antologiei create de Ryan Murphy, American Horror Story. Acest sezon este intitulat New York City și știm doar că va fi o singură poveste, spre deosebire de sezonul al 10-lea, care a cuprins două povești fără legături una cu cealaltă. Însă, acest nou sezon va explora mai multe timeline-uri, însă o poveste unitară, așa cum au declarat Murphy și Brian Falchuk, creatorii serialului. Vor reveni favoriții publicului Zachary Quinto, Dennis O'Hare și Billy Lourd în distribuția acestui sezon. Însă, mai multe detalii nu cunoaștem momentan. Știm că American Horror Story va mai continua pentru cel puțin încă două sezoane, fiind reînnoit până în 2024. Bun venit în lumea noastră! Ieri a avut premiera sezonul al doilea din One of Us is Lying. Did you tell anybody? Rumors. Serialul, adaptare a romanului cu același nume al lui Karen McManus. Sezonul al doilea vine să continue poveștile lăsate neterminate în primul sezon. Bun venit în lumea noastră! Astăzi are premiera pe Netflix From Scratch, o miniserie cu Zoe Saldana în rol principal. In a city where there is no center, I'm your center. We can do this. Serialul este o adaptare a cărții From Scratch, A Memoir of Love, Sicily and Finding Home de Tembi Locke. Și spune povestea unei artiste care își găsește povestea de dragoste cu un șef în Italia și pornește într-o călătorie care îi va schimba viața, o călătorie de dragoste, pierdere, reziliență și speranță. Bun venit în lumea noastră! Tot astăzi are premiera pe Amazon The Peripheral, un serial cu Chloe Grace Moretz în rol principal. Serialul este de 4 ani în lucru la Amazon și este plasat temporal în viitorul apropiat, spunând povestea lui Flynn Fisher, o femeie chinuită de viață care primește o oportunitate neașteptată să evadeze într-o viață ceva mai interesantă printr-un dispozitiv VR experimental. Granița dintre realitate și imaginar devine foarte fină, mai ales atunci când în mediul VR are loc o crimă șocantă, ceea ce o face pe Flynn să se întrebe dacă ceea ce vede este o simulare sau este de fapt realitatea. Recomandarea din această săptămână este un serial un pic mai nișat. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre Breaking Bad, un serial în general cunoscut, săptămâna aceasta vreau să vă vorbesc despre The Deuce. Serialul pornește de la o premisă simplă. Începutul pornografiei ca industrie. De-a lungul celor 3 sezoane, însumând în total 25 de episoade, vedem cum pornografia pornește de la o simplă idee și ajunge să fie o industrie de milioane de dolari, poate chiar miliarde în prezent. The Deuce are o distribuție destul de vastă, însă rolurile principale sunt ale lui James Franco, care interpretează rol dublu de frați gemeni, și Maggie Gyllenhaal. Cei doi frați gemeni, Vincent și Frankie Martino, devin frontul mafiei care operează în Times Square, care este și totodată casa lui Eileen Candy Morrell, o prostituată de nivel stradal care pleacă, părăsește de fapt pericolele străzii și intră în industria emergentă a pornografiei ca actriță și ulterior ca regizor. Primul sezon este plasat în anii 70, în timp ce cel de-al doilea sare din punct de vedere temporal 5 ani, ajungând ca ultimul sezon să ne spună poveștile personajelor din anii 80. Vorbim despre epoca de aur a pornografiei, legalizarea acesteia și începuturile din anii 70 din New York City.
can say is it's gonna be good. What am I looking at? The future. Serialul explorează foarte bine și alte teme care cumva coincid cu perioada descrisă în prim plan. Vorbim despre corupția la nivel de poliție și guvern, violența dependenței de droguri, precum și boom-urile imobiliare care au marcat acea perioadă. Titlul serialului, The Deuce, vine de la numele unei străzi, așa cum este proiectită o stradă, 42nd Street, între 7th Avenue și 8th Avenue, poartă această denumire printre newyorkezi. The Deuce nu a fost neapărat un succes la public. Poate că este un serial nișat și extrem de explicit, este extrem de grafic, totuși vorbim despre un serial care spune povestea pornografiei și este un serial HBO, care este cunoscut pentru cât de grafice face serialele și filmele pe care le vedem pe post și pe platformă. Și este genul acela de serial care te determină să-ți lași telefonul din mână și să fii extrem de atent la ceea ce se întâmplă pe ecran. Este un serial care îți cere un pic mai multă atenție, fiindcă personajele sunt foarte complexe, sunt și numeroase. Answer your question. What's your dream? What is it about the big city that brought you here? Și legăturile dintre ele sunt total neașteptate. Din punct de vedere artistic, serialul este absolut superb. Modul cum sunt descrise atât personajele cât și scenele, cum ne sunt arătate scenele, de fapt, costumele, tot ce înseamnă atmosfera anilor este foarte bine capturată de serial, absolut impecabil la nivel tehnic. Este o atmosferă aproape mesmerizing, te transportă foarte bine în pe acea perioadă și cumva ajungi să te atașezi de personaje de care poate n-ar trebui să te atașezi prin prisma alegerilor pe care le fac în viață, însă sunt conturate atât de bine și li se dă un grad de complexitate tot mai mare de-a lungul anilor care trec, astfel încât este aproape imposibil să nu-ți dorești să vezi și următorul episod și următorul, și mai ales că, așa cum a fost și cazul Breaking Bad, serialul a știut când să se termine. Nu este un serial foarte lung, 25 de episoade de o oră, nu, poate că pare puțin pentru personaje atât de complexe, însă scenele sunt atât de bine construite încât ai impresia că știi aceste personaje de o viață. Serialul este disponibil integral pe HBO Max. Bun venit în lumea noastră! Asta a fost tot și pentru cel de-al doilea episod din acest sezon. Ne revedem vinerea viitoare de la ora 15 aici pe canalul de YouTube playu.ro. Ești online? Fresh dai cu Play. Bun venit în lumea noastră.